Bună seara, bun găsit la Obiectiv! Primăria Comunei Albeni va fi executată silit pentru suma de 20.000 de lei. Banii constituie datorie instituției către o angajată concediată abuziv de către edilul Ionut Stan în septembrie anul trecut. Bibliotecara Comunei a câștigat în instanță revenirea pe post și contravaloarea salariilor indexate conform legii și toate drepturile pierdute pe timpul concedierii. Inițial, primarul a vrut să-i achite acesteia 10.000 de lei, reprezentând jumătate din sumă, însă consilierii locali au refuzat, considerând acest demers drept ilegal. Pe 13 iulie, instanța de judecată de la Târgu Cărbunești a decis aprobarea executării și obținerea banilor de la primărie în toate modalitățile de executare. La judecătoria Târgu Cărbunești s-a înregistrat pe 12 iulie 2018 un dosar civil prin care se solicită instanței aprobarea executării silite a primăriei Albeni pentru suma de aproximativ 20.000 de lei. Asta după ce bibliotecara comunei a dat instituția în judecată, fiind concediată abuziv anul trecut de către primarul Ionut Stan. În ședința de Consiliul Local Albeni de luna trecută, primarul le-a propus consilierilor să-i aprobe 10.000 de lei pentru ca suma să fie virată bibliotecarei comunei, în baza hotărârii definitive care a stabilit că respectiva concediere a fost ilegală. Aleșii locali nu au fost de acord cu aprobarea banilor pentru că suma nu acoperă toate drepturile de care ar fi beneficiat salariata dacă nu era dat afară din serviciu. A propus Consiliul Local să mi se dea doar o sumă de 10.000 de lei, considerând dumnealui o despăgubire, dar nu și giramentele către stat, pensii, somași și așa mai departe, plus cheltuieli de judecată. Consilierii, domnul consilier, știind situația reală, nu au aprobat această sumă pentru că nu era legal. În sensul ăsta, domnul primar nu mi-a mai dat niciun leu și nici nu a făcut acel deziramen. În această situație am înaintat un dosar de executare unui executor care se ocupe de caz. Primarul a fost nemulțumit de refuzul consilierilor, considerând că salariata trebuie să se mulțumească cu această așa zisă despăgubire și nu cu toată suma stabilită de instanță. Edilul a avut grijă să se răzbune pe consilieri, iar în luna respectivă le-a diminuat indemnizația lunară, fapt pentru care aceștia l-au dat în judecată. Și bibliotecara Mariela Borcan a făcut același lucru și a solicitat instanței executarea silită a instituției publice în baza hotărârii definitive obținute la Curtea de Apel Craiova în 13 iunie 2018. În cazul în care pe parcursul executării aprobate deja de instanță, primarul plătește banii datorați, litigiul se încheie. În caz contrar, conturile primăriei vor fi blocate până la achitarea întregii sume datorate de primărie, instituția urmând să achite și cheltuielile de executare. Bibliotecara a revenit la muncă pe 2 aprilie 2018, iar din septembrie, biblioteca comunei va avea lacătul pus. În prezent și muzeul localității este închis de acesta, ocupându-se anterior concedierii aceea salariată. Contactat de reporterii Acces TV, primarul Ionut Stan nu a fost de găsit pentru a oferi un punct de vedere în acest caz. Imagini scandaloase surprinse la bâlciul de Sfântul Ilie de la Polovragi. Un gorjan a fotografiat cum angajata unei terase fuma, iar scrumul de țigară pica pe carnea pe care le-o vindea consumatorilor. Imaginile au devenit virale pe internet și au stârnit indignarea oamenilor. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj s-au autosesizat și au demarat controle în zonă. Realități cutremurătoare surprinse în târgul de Sfântul Ilie de la Polovragi, una dintre cele mai mari manifestări populare de profil din România. Comportamentul unora dintre comercianții prezenți în zonă lasă de dorit. Aceștia demonstrează, fără niciun fel de reținere, că nu dau doi bani pe cei care le cumpără produsele. Dovadă în acest sens stau imaginile surprinse de un gorjan în care angajata unei terase fuma peste carnea pe care le-o vindea oamenilor, totul fără nicio jenă. Ceea ce ar trebui să fie o sărbătoare tradițională s-a transformat astfel într-un bâlci în care negustorii se joacă cu sănătatea gorjenilor. Deși susțin că au făcut mai multe controle în zonă, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj nu au găsit nereguli, iar despre amenzi nu poate fi vorba. De cealaltă parte, inspectorii din cadrul Direcției Sanitar Veterinare pentru Siguranța Alimentelor Gorj s-au autosesizat și au început verificările în zonă. Să mergem la târg acolo și o să vedem care e situația și luăm măsurile care sunt legale privind nerespectarea regulilor de igienă. Ce amenzi riscă? Amenzile riscă de la 600 până la 1200, privind nerespectarea regulilor elementare de manipulare a produselor de origine animală. Deci astăzi veți demara controle în zonă? Veți trimite echipe de control? Noi am demarat controlele, am început încă de la începutul târgului, încă de sâmbătă. Și suntem în curs de derulare a acestor controle. Și azi și mâine. Și până acum ați descoperit nereguli? Deci controlele efectuate nu au fost descoperite. Probabil că ne văd, dar da seama că știu că suntem în zonă.
până acolo și să feresc, probabil, zic. Deci nu a fost până acum de... O singură sancțiune a fost aplicată privind neetichetarea produselor. Cunoscuta Nedeie de la Polovraj datează încă din secolul al XVII-lea, când se organiza un bâlci al negustorilor și al ciobanilor din Gorj, Vâlcea, Alba și Sibiu. Tradiția s-a vrut păstrată, an de an sunt în program activități cultural-artistice, însă lucrurile au scăpat total de sub control la capitolul alimentație publică. Organele abilitate ar trebui să ia măsuri, însă se pare că nu au observat neregulile. Vestea că guvernul ar putea să redeschidă depozitul de cărbune de la rovinarii a pus pe jar pe localnicii din zonă. Oamenii sunt disperați din cauza zgomotului și a prafului de cărbune pe care sunt nevoiți să-l suporte în fiecare zi. Rovinerenii spun că vor ieși în stradă în cazul în care depozitul va fi redeschis. Chiar dacă lucrările la noul depozit de cărbune au început de o bună perioadă de timp, acesta nu este gata. Așa că sunt șanse foarte mari ca vechiul depozit de la rovinari să fie deschis din nou, pentru ca termocentralele să poată funcționa și iarna viitoare. Guvernanții se gândesc să deschidă din nou depozitul de cărbune de la rovinari pentru ca termocentralele din cadrul complexului energetic Oltenia să nu fie închise în perioada următoare. Vestea a picat ca un trăsnet pentru locuitorii orașului care au ajuns la limita răbdării. Oamenii spun că nu mai pot suporta condițiile în care trăiesc și că praful de cărbune i-a îmbolnăvit. Jurnalistul Narcis Daju a mers ieri la rovinari și a încercat să obțină câteva explicații de la oficialii companiei, însă cum nu a fost luată încă o decizie privind redeschiderea depozitului, nimeni nu a vrut să comenteze. Sunt 200 de metri de la locul ăsta, în care va reapărea un munte de cărbune, până la blocurile din rovinari. Ați văzut, da? Unde vezi? Cam unde ați vrea să ies eu? Haideți dincolo, să stăm de vorbă. Care e diferența între locul ăsta și locul de dincolo păi de poartă? Nu știu ce vreau să vă spun. Eu vă spun că n-aveți voie, că n-aveți voie aici. Dar când ați adus firma de pază din Calafat sau din Caracas și v-ați bătut joc de un județ întreg, cum a fost? Când ați lăsat toate exploatările astea fără, haideți, fără pază. Domnul Narcis, deci eu sunt o amenințare pentru ce? Nu sunteți o amenințare. Domnul, amenințare este acolo. Boza. Haideți să stăm de vorbă acolo și cu directoratul. Domne, haideți, vă rog frumos. De când să-l spuneți oamenilor, de când se lucrează la păi vechiul depozit de cărbune? Păi nu se lucrează nimic aici. Vedeți dumneavoastră că se lucrează ceva vorbim aici. De nou depozit de cărbune. Uitați-vă, vă duceți acolo sus și luați cadre de sus de acolo și vedeți că nu se lucrează nimic. Se lucrează, deci, merge, se funcționează. Eu nu am nevoie de niciun fel de aprobare ca să fiu în locația asta și n-am de ce să ies. Haideți, vă rog eu frumos, veniți în coace, stăm de vorbă acolo și vă explic cum... Stăm de vorbă aici, domnule, că nu e, dar nu e nicio diferență. Dar de ce nu mă întrebați cum ajunge cărbunea la termocentrală? Nu, eu vă întreb așa. Spuneți. S-au alocat 430 de miliarde de lei vechi pentru relocarea depozitului de cărbune. Dumnezeu, contractul s-a semnat în septembrie 2016. Vedeți dumneavoastră că se lucrează ceva aici? Deci hai să nu prostim lumea. Păi nu s-a semnat contractul în septembrie 2016 cu Armeanca, s-au cheltuit banii. Bun. Și depozitul nu e. Păi de veni, pe hăștire. Ați fost acolo. Și acum, păi ați fost acolo, de vedeți? Competenți ce sunteți, băgați iar cărbunele la oamenii ăștia în case. Unde îl băgăm, domne? Unde îl băgăm? Păi băgați că n-aveți, n-aveți stocul. Matale, vezi cum merg benzile la termocentrală. Dacă se dă hotărâre de guvern. Și tot acolo se duce. Oamenii care locuiesc în apropierea depozitului s-au plâns de condițiile în care trăiesc și că zilnic sunt nevoi să respire praf de cărbune. De zgomotul infernal produs mai ales noaptea, nici nu mai vorbesc. Bună ziua, locuiți în zonă? Deci, despre ce e vorba? Astă toamnă, Ministerul Energiei a spus că n-are unde crea stocuri de cărbune decât aici. S-au cheltuit 400 de miliarde ca să se realizeze celălalt depozit. Au dispărut banii, depozitul nu e. Urmează, în perioada imediat următoare, să-i dea drum. Să aducă iar cărbune aici pentru Craiova 2, Ișanița și Turceni. Le-a mai dat acum 2 milioane de lei, le-a dat pentru linia electrică și toate alea, nu s-a făcut nimica. Dom'le, dar unde sunt banii? Și eu am discutat cu un șef de aici, pe care îl certau directorii la telefon, că îmi spunea că e bine că se aduce cărbune aici, că face bine la sănătate, că face dar bine la rufele de pe... Aici? Zona feurilor unde sunt blocurile, unde e concasarea. Să vedeți când pornesc banda, că concasorul... O să-mi arătați dumneavoastră după ce... Îmi spune și mie, dar la modul real, fără nicio exagerare, cum vă afectează treaba asta de aici? E dezastru, e dezastru ecologic. Inclusiv în casă, prin aerisitori, prin termopanele închise, intră praful de cărbune. Copiii sunt afectați. Copiii sunt afectați în primul rând. Eu am lucrat în minerit, sunt obișnuit cu praful de cărbune, într-adevăr. Nu zic că să se desfințeze locurile de muncă sau ăsta, e normal. Firește că nu cerem asta. Să justifice, să vină DNA-ul, să vină cineva să justifice banii care s-au făcut acolo. De ani de zile, 10 ani de zile de când tot promite că vine să schimbă depozitul de cărbune.
Poți să ieșiți în stradă? Bineînțeles. Bineînțeles. Pentru noi, pentru viitorul copiilor. Nu vrem să înghițim praf de cărbune pentru turceni, pentru Eșelnița sau Eșalnița sau pentru alte termocentrale care nu sunt în zona noastră. Pentru că este dezastru, a trebuit să veniți aici când se încarcă vagoane. Atunci nu se vede. Deci acum iarba e frumoasă, e curată. Să veniți să vedeți o iarbă neagră sau o zăpadă neagră la Rovinari. Deci să vedem. Copiii ăștia n-au văzut zăpadă altă. Robert Filip, primarul orașului Rovinare, a precizat că în cazul în care guvernanții vor decide să redeschidă depozitul de cărbune, va scoate 5.000 de oameni în stradă. Un bărbat de 61 de ani din Godinești, care își duce existența într-un vagon de dormit, a fost jefuit și de puținele lucruri pe care le avea. Responsabili sunt doi tineri de 21 și 24 de ani din comuna Godinești, respectiv din orașul Rovinari, care au fost reținuți pentru 24 de ore, după ce au intrat prin nefracție în locuința acestuia și au furat o boxă audio portabilă, un rucsac cu mai multe bunuri, dar și suma de 104 lei. Potrivit polițiștilor, cei doi sunt hoți cu ștate vechi. Aceștia vor ajunge în fața magistraților din Târgu Jiu să dea explicații pentru faptele lor. Polițiștii din cadrul postului de poliție Godinești au fost sesizați de un localnic de 61 de ani cu privire la faptul că două persoane de sex masculin ar fi pătruns prin efracție într-un vagon de dormit amplasat pe raza comunei, de unde i-ar fi sustras o boxă audio portabilă, un rucsac cu mai multe bunuri în care se găsea și suma de 104 lei și un act de identitate. Oamenii legii au dat imediat de urmele hoților și i-au reținut pentru 24 de ore. Doi tineri de 21 și 24 de ani au fost reținuți de polițiști din cadrul postului de poliție Godinești, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Aceștia ar fi intrat într-un vagon de dormit localizat pe raza comunei, de unde ar fi sustras un rucsac în care erau mai multe bunuri, documente și suma de 104 lei. Polițiștii i-au identificat pe aceștia și i-au reținut 24 de ore. Cei doi vor fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu pentru dispunerea de măsuri legale. Vești proaste pentru asistații sociali. Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea prin care persoanele care refuză un loc de muncă sau refuză să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă pierd dreptul de a mai beneficia de ajutor social. Nici cei care primesc bani de la stat nu vor fi lăsați să stea cu mâinile în sân. Aceștia vor fi obligați să presteze muncă în folosul comunității în cuantumul banilor primiți. Inițiativa legislativă stabilește și obligații pentru primari, în scopul valorificării forței de muncă locale. Dacă nu-și vor respecta obligațiile, edilii vor fi sancționați cu o amendă de la 1.000 la 5.000 de lei. Președintele Klaus Iohannis a semnat ieri decretul privind promulgarea legii pentru modificarea și completarea legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat. Asta după ce pe 20 iunie deputații au adoptat proiectul de lege prin care dreptul la ajutor social încetează în cazul refuzului unui loc de muncă oferit. Decizia a fost luată cu 274 de voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Refuzul unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională oferite de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă atrage încetarea dreptului la ajutorul social. Prevede inițiativa pentru modificarea și completarea legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat. Proiectul mai prevede că în situația pierderii dreptului de ajutor social, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a acestui drept. Nici cei care beneficiază de ajutor social nu vor fi lăsați să stea degeaba. Aceștia vor fi obligați să presteze lunar la solicitarea primarului muncă în folosul comunității, în cuantumul sumei de bani primite. În situația în care persoana nominalizată să efectueze acțiunile sau lucrările de interes local în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total ori parțial capacitatea de muncă, obligația de a presta acțiunile sau lucrările de interes local se transferă celorlalte persoane apte de muncă din familie cu acordul primarului, se mai arată în proiect. În municipiul Târgu Jiu sunt 449 de asistați sociali. Dintre aceștia, 97 primesc mâncare la cantina de ajutor social din oraș. În acest moment, în evidențele Direcției de Protecție Socială din municipiul Târgu Jiu sunt 217 dosare care însumează 449 de beneficiari, dintre care 132 de persoane prestează muncă în folosul comunității. O persoană care este singură în dosar trebuie să muncească 2 zile pe lună pentru a beneficia de ajutorul social. La cantina de ajutor social în acest moment sunt înregistrate 97 de persoane, dintre care 22 muncesc în folosul comunității. Pentru a beneficia de o masă, o persoană trebuie să muncească 3 zile pe lună.
În cazul în care, după o verificare, se constată că familia sau persoana singură a realizat venituri din alte surse și acestea nu au fost declarate de titular, se dispune încetarea dreptului la ajutor social. Inițiativa legislativă stabilește și obligații pentru primari în scopul valorificării forței de muncă locale. Astfel, aceștia au obligația de a întocmi planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale, care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale. Planul de acțiune se aprobă prin dispoziția primarului, se afișează la sediul primăriei și cuprinde activitățile sezoniere, beneficiarii de lucrări, precum și repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfășurarea activităților sezoniere. Potrivit proiectului, neîndeplinirea de către primar a obligațiilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei. La nicio zi după ampla acțiune de ecologizare efectuată pe Jiu, malurile râului aproape că s-au umplut din nou de gunoaie. Peturi și pachete goale de țigări aruncate cel mai probabil de târgujienii care pescuiesc în zonă au apărut lângă apă în apropierea insuliței. Peste 100 de voluntari și angajați ai mai multor instituții din Gorj au participat marți la ecologizarea barajului din zona Bicaz. Găleții, resturi de ambalaj, sticle, pahare de cafea și pachete goale de țigări se găsesc din nou pe malurile apei. Chiar dacă la acțiunea de marți au participat sute de voluntari care au pus umărul la ecologizarea Jiului, se pare că mulți dintre cetățenii orașului uită limitele bunului simț. A fost prima acțiune de acest gen în care cetățenii au fost chemați să dea o mână de ajutor mediului poluat de acțiunile oamenilor. Jurnalistul Narcis Daju a mers din nou în zona barajului din cartierul Bicaz pentru a vedea cum arată zona. În urma acțiunii de ecologizare de ieri, Luciu, apei este absolut impecabil, cum n-a fost niciodată în ultimii ani. Vreau să mulțumesc încă o dată voluntarilor care s-au implicat și instituțiilor și companiilor de stat care și-au delegat reprezentanții ei să participe la acțiunea de ecologizare. Vreau să punctez încă o dată că nesimțiții din cartierul de bogați Bicaz au lipsit cu desăvârșire de la această acțiune, deși gunoaiele erau chiar în nasul lor. Acești nesimțiți și-au permis să pună o barieră la intrarea pe insuliță, invocând că orașul Târgu Jiu îi deranjează în momentul în care se organizează aici zilele orașului și festivalul berii, dar acești nesimțiți n-au fost în stare să delege 5-5 care să participe măcar de ochii lumii la această acțiune de ecologizare. Partea extraordinar de urâtă este că gunoaiele care vin aici să pescuiască au început deja de ieri până azi să-și lase gunoaiele în urmă. Iată ce servesc gunoaiele care vin la pescuit pe insuliță, la vața. Da? Două pahare de la vața. Așa. Ce mai servesc gunoaiele care vin la pescuit? Crazy Wolf. Credeți-mă că eu personal am trecut ieri pe aici, eu unul am strâns 4 saci de peturi și gunoaie și n-a rămas absolut nimic în urmă. Dar au venit gunoaiele la pescuit ca să aducă mizeria la stadiu inițial. Zeci de pompieri, salvamontiști, politicieni, angajați ai mai multor instituții din Gorj, dar și aproximativ 100 de voluntari au participat la acțiunea de ecologizare demarată de Claudiu Fiu, vicepreședintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Gorj. În urma acțiunii s-au strâns zeci de kilograme de gunoi care a fost dus cu o platformă în depozitele de la marginea orașului. Salvamontiștii gorjeni s-au dotat cu drone pentru salvarea turiștilor de pe munte. Astfel, cei care se aventurează în zonele montane și au nevoie de ajutor vor putea fi depistați mult mai repede. Doar 7 baze salvamont din țară folosesc astfel de echipamente. Dronele vor căra și echipamentul pe care salvamontiștii îl folosesc în timpul intervențiilor. Salvamontiștii din județele Argeș, Gorj, Hunedoara, Mureș, Harghita și Vâlcea folosesc drone pentru cercetare aeriană, dar și pentru transportul echipamentelor de salvare și medicale. Dronele au fost deja testate pentru transportul defibrilatoarelor, rachetelor de semnalizare, acumulatorilor pentru stațiile de emisie recepție sau instalațiilor de iluminat. În acest moment folosesc dronele în activitatea de salvare montană echipele din Argeș, Gorj, Hunedoara, Mureș, Harghita și Vâlcea. O preocupare permanentă a echipelor de salvare montană ca să-și dezvolte servicii
serviciile pe care le oferă și să mărească astfel șanse sporite de supraviețuire a victimelor și, bineînțeles, să scurteze foarte mult acțiunile de salvare. Este o inițiativă pornită acum 2 ani de zile. S-au făcut mai multe teste cu diverse drone și iată că în acest moment sunt câteva județe în țară care reușesc să intervină cu astfel de echipamente moderne de căutare, de salvare și de transport a unor elemente pe care sau mijloace de intervenție pe care noi le folosim în activitatea de salvare montană. Potrivit Salvamont România, în luna iunie, salvatorii montani au fost solicitați să intervină la 223 de acțiuni de salvare de acordarea primului ajutor medical, acțiuni în care au fost salvate 322 de persoane. Dintre acestea, 94 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau de ambulanță, 4 persoane elicopterelor de salvare SMURD IGAV, iar 3 victime serviciilor IML. Clubul Pandurii Târgu Jiu are un nou director sportiv. Este vorba despre fostul arbitru FIFA Iosif Biro, fost conducător de club la Gazmetan Media și unde a fost director general și la ASEA Târgu Mureș și unde a activat ca director sportiv. Iosif Biro îl înlocuiește la conducerea echipei pe fostul director Emil Dică, de care Clubul Pandurii s-a despărțit la finalul sezonului. Noul director sportiv se va ocupa de rezolvarea problemelor pe plan sportiv și de transferurile de jucători pentru completarea lotului, anunță clubul. Acesta a fost prezent miercuri cu echipa la meciul amical pe care Pandurii Târgu Jiu l-a susținut la Rovinari, unde a învins cu 4-1 echipa locală Jiul. Doamnelor, domnilor, știrile Acces TV se opresc aici. Sunt Mirela Drăgan, vă mulțumesc pentru atenție. Noi ne revedem mâine seară de la ora 18. Rămâneți în continuare alături de programele Acces TV. Urmează emisiunea Punctul PI, moderată de jurnalistul Leonard Filip.